Rovana Plumb a prezentat un bilanț al Ministerului Fondurilor Europene. Oficialul a anunțat că suma pe care România a reușit să o acceseze reprezintă 26% din fondurile puse la dispoziție și este sub media europeană de 27%. Primul stat în ceea ce privește absorpția fondurilor europene este Finlanda cu 50%, iar codași sunt croații cu 16%. În ceea ce privește absorpția fondurilor europene, ea se cifrează la un procent de 26%, apropiat de media Uniunii Europene, care este de 27%. 8 miliarde de euro investiții de care au beneficiat și beneficiază în continuare milioane de români, autoritățile locale și, de asemenea, tot ceea ce înseamnă mediul de afaceri. În cadrul conferinței, ministrul a susținut că cele 3 spitale regionale din Iași, Cluj și Craiova vor fi construite prin utilizarea banilor europeni din exercițiul financiar viitor, iar pregătirea acestor lucrări, cu ceea ce înseamnă documentația tehnică, se ridică la valoarea de aproximativ 120 de milioane de euro. Sunt studiile de fezabilitate din partea Băncii Europene de Investiții pentru cele 3 spitale regionale. După cum am spus, alocarea pe actuala perioadă de programare este de 150 de milioane de euro bani europeni și 150 de milioane de euro bani din bugetul de stat. Pregătirea acestor construcții acestor spitale cu tot ceea ce înseamnă documentație tehnică se situează la cifra de 120 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că pe actualul exercițiu financiar, conform previziunilor asistenței tehnice, respectiv a Băncii Europene de Investiții în ceea ce privește construcția, ducându-se după 2020, sigur că vom folosi bani europeni pentru construcția acestor spitale, dar din exercițiu financiar viitor. Și în ceea ce privește infrastructura rutieră, există noutăți. Potrivit oficialilor, România are la dispoziție 5,8 miliarde de euro și sunt contractate 5,9 miliarde de euro. Există o rată de contractare ce poate fi făcută până la 300% din suma alocată și, cu siguranță, în continuare, preocuparea prioritară va fi de a definitiva și de a putea trimite la comisie proiecte importante pentru infrastructura din România, spun oficialii.